Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare, au întreprins astăzi o acțiune de prindere în flagrantă a doi cetățeni maghiari, care au introdus în România, prin punctul de trecere al frontierei pete o cantitate de circa 500 de grame de cannabis, droguri ce erau destinate comercializării pe piața de profil din județul Satu Mare.